Facultatea de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad a organizat workshop-ul cu tema Aspecte teoretice și practice privind infracțiunea de mărturie mincinoasă, având ca invitat special o personalitate din domeniul juridic, profesor universitar dr. Ana Elena Iancu, specialist în drept penal și criminalistică. Profesorul universitar dr. Ana Elena Iancu este vicepreședinte al Centrului de Cercetare în Drept Sara și fondator și director al Centrului Euroregional de Prevenire și Combatere a Criminalității Transfrontaliere, având o bogată activitate didactică și de cercetare științifică. Dacă suntem la criminologie, ne vom gândi și la cauzele care determină mărturia mincinoasă. Din perspectiva dreptului penal, evident că vom analiza această infracțiune, așa cum știm, pornind de la conținutul legal și vom explica elementele constitutive ale infracțiunii. La evenimentul desfășurat în campusul universitar Vasile Goldiș au participat cadre didactice, studenți și masteranți din cadrul Facultății de Științe Juridice. Doamna profesor este un colaborator mai vechi al facultății noastre. De-a lungul timpului am colaborat în diferite programe de cercetare științifică. În cadrul acestui workshop au avut loc discuții atât între studenți, cadrele didactice, cât și doamna profesor.